Trebuie să fie ușor să-ți găsești de lucru în Uniunea Europeană. Asta caută să demonstreze serviciul EURES din cadrul Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din România. EURES reprezintă o rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene și a fost creată pentru facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul spațiului european și Elveția. Rețeaua este coordonată de Comisia Europeană. Despre acest serviciu a vorbit la Dareghin TV reprezentant AJOFM Mureș, Sebastian Fărcaș. Pe teritoriul întregii Uniunii Europene, în toate statele Uniunii Europene, există aceste servicii EURES. Vreau să spun că pentru români, la München, de exemplu, la Bonn sau la Berlin, există un birou EURES cu vorbitor de limba română. Ceea ce românii nu știu, înțelegeți? Habar nu au. Habar nu au, dar cum să zic, nici măcar nu vin. Anul trecut au venit la noi 250 de persoane, dintre care s-au dus la lucru 13. Dar vreau să vă spun că condițiile cu care pleacă de la noi sunt echivalente cu al unui german. Deci de la noi pleacă cu toate drepturile ca și cetățeanul german. Deci dacă merge prin noi, adică prin EURES, care este un birou în cadrul Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, are aceleași drepturi ca și germanul. Când îi se termină contractul de muncă, primește șomaj ca și persoana din Germania. Deci să vă spun că... La nivelul Germaniei? Exact. Deci s-a plătit contribuții în Germania, el poate veni în România, se calculează ajutorul de șomaj până își găsește un loc de muncă în România, la nivelul din Germania. Bineînțeles, de anii lucrați în Germania, echivalent. Serviciul EURES intermediază și locuri de muncă disponibile în România, iar străinii se arată deschiși ofertelor pieței de muncă din țara noastră. Vin oameni din Germania să lucreze pe 5.000 de euro în România. Vă dați seama, deci prin EURES, din Germania, super calificații, vin și iau locurile de muncă ale românilor. Da. 5.000 de euro ca să iei, totuși trebuie să știi să faci ceva. Ceva, da. Dar vreau să vă spun că dacă omul din Germania e dispus să-și lase casă de acolo, să se mute la Târgu Mureș pentru salariu de 5.000 de euro, gândiți-vă câți români ar fi dispuși, cât ar sta pe gânduri, de fapt, vreau să zic, înainte să ia decizia să meargă pentru 2.000 de euro în Germania. Principalele obiective al EURES sunt să informeze, să îndrume și să furnizeze sfaturi potențialilor lucrători mobili cu privire la oportunitățile de a lucra în Uniunea Europeană, în spațiul economic european, ca și despre condițiile de muncă și de viață din spațiul european. Să ajute angajatorii dornici să recruteze lucrători din alte țări ale spațiului economic european, să ofere sfaturi și îndrumare lucrătorilor și angajatorilor din regiunile transfrontaliere. EURES vrea să le spun celor care vor să plece afară că pot să apeleze la noi, chiar dacă luna asta nu avem loc de muncă, ce caută. Se înscrie, zi de zi stă pe EURES pe site și la un moment dat o să apară postul care și-l dorește. Ah, și aplică. Interesant. El poate să intre acolo zi de zi, de acasă, că niciodată nu o să vină în aceea zi în care te-ai gândit să faci o schimbare, la tine schimbarea. Dar s-ar putea ca peste 3 luni să dai lovitura vieții. Cei interesați de serviciile oferite prin EURES pot accesa pagina oficială pusă la dispoziție pentru români www.eures.aneofm.ro.